Avem 3 kg de căpșuni. La 3 kg de căpșuni voi adăuga 2 kg jumătate de zahăr. Acum le voi lăsa timp de 2 ore pentru ca căpșunile să-și lase suc și să se macereze bine cu zahărul. Abia după aceea le voi pune la foc, la fiert. Am pus la foc căpșunii. Acum voi aștepta la foc mediu între 40 de minute și o oră. Cantitatea aceasta de compoziție de căpșuni și sirop de zahăr estimez că va fierbe în circa o oră. Trebuie să stau lângă ei și să amestec din când în când pentru ca zahărul să nu se prindă de fundul vasului. Cu o stricurătoare pentru ceai, adunăm încet pe măsură ce se formează spuma. După 45 de minute de când de fierbere, din momentul în care a început să clocotească, gemul nostru este gata. El acum bolborosește frumos, iar aspectul este sticlos. Este semnul că fierberea a ajuns la final. Acum voi introduce blenderul și îl pasez.
îmi doresc o compoziție omogenă și de aceea îl voi pasa cu ajutorul blenderului. Scot borcanele unul câte unul din cuptor. Sunt fierbinți. Și acum voi trece la umplerea lor. Umplu borcanele complet până sus, după care le strâng bine cu capac. Borcanele sunt foarte fierbinți, sunt din cuptor. La fel și gemul. Se aude cum sfârie în momentul în care intră în contact cu borcanul încins. Voi proceda la fel până termin de umplut toată compoziția de gem. Compoziția de gemul este o pastă groasă, ca o miere. Are oricum, în momentul în care se va răci, se va întări destul de tare. Am umplut borcanele cu dulceață, cu gemul nostru de căpșuni. Acum borcanele fierbinți le las să se răcească treptat în cuptor. După care le voi scoate, le voi șterge.